Aproximativ 30 de angajați ai poliției locale, care nu se aflau în timpul programului, s-au adunat în fața sediului instituției pentru a-și exprima nemulțumirile. De două luni nu și-au mai încasat norma de hrană. Este vorba de 837 de lei, care nu ni s-au mai acordat pe luna septembrie. Este o sumă importantă, da, care se adaugă la salariul nostru. În speță, norma de fapt era de 1130 de lei. Dar diferența de la 837 la 1100 nu ni s-a acordat. Dar noi eram mulțumiți și cu această sumă. Cum interveniți? Adică nu e riscant pentru viața dumneavoastră? Mergem pe revenire, pe negociere în stradă, dacă se poate acolo, să nu fie necesar folosirea forței. Agenții au purtat banderole albe și mesaje pentru a atrage atenția asupra situației în care se află. Angajații care sunt trimiși la intervenție se plâng că sunt nevoiți să facă fața acțiunilor cu un baston și un spray expirat. Polițiștii locali, de exemplu, să vă dau un exemplu, n-au efectuat trageri cu armamentul din dotare de ani de zile. Deci, acum, după 7 ani de zile, s-a efectuat o primă tragere cu armamentul din dotare. Armamentul, de asemenea, este neîndestulător. Conform legii, fiecare polițist trebuie să aibă armament în dotare, de cei de la ordine publică. Au avut un buget și în acest moment, ca să poată să se li se acorde norma de hrană și pe ultimele 4 luni de zile, trebuia găsită o soluție, în așa fel încât să se suplimenteze acel buget. Ne-au cerut banii ăștia sau cine nu a cerut banii ăștia? Nu se știa că au nevoie de mai mult bani? Vom verifica aceste lucruri. Angajații poliției locale susțin că dacă revendicările nu le vor fi rezolvate, ar putea ajunge la proteste de amploare.